9:30, sâmbătă, 23 martie. Încercăm o urcare pe cerm. Pe șchiuri. M-am întâlnit întreg cu niște băieți foarte simpatici de la Asociația Muntarilor Șprițu. Foarte interesant. Dacă văd videoclipul ăsta, salut! Și 7 pe pălea cerbului. Am pus clăparii, focile. Mai sunt oameni. Frumos. Din poiana coștilei, pe foci. Mi-am dat schiul de jos, am urcat la clăpari și acum mi-am pus iar. Aproape de poiana criponului. Valea Priponului și cerul în sus. De la Valea Priponului stânga am urcat pe fir. Curgere pe fir înspre dreapta. Ok, am vrut să urc. De fapt, am niște rotă peci. Deci așa, deci ok. Se poate trece. Da, uite. Ia uite. Ia uite. Hei, hai! Doi metri și zece pe fir, la 1800 de metri altitudine. Bravo, bravo! Hai că m-am întâlnit cu Corina Drosino și i-am întrebat dacă au un loc spre București să mai ieși pe mine și o să urc înapoi pe cerb și o să cobor cu ei. Sper să fie ok, mulțumesc foarte mult. Hai, să-i dăm biceau. Ușor pe fir. Stânga, nu e chiar de umplut. În stânga. Mergem în kick turn-uri. Frumos. Căldarea superioară în cerb. Stăm la ultimul urcuș spre ultima căldare. Căpriță, să uită la noi. Zigă-zagă. Cerbul.
cum doriți. Nu s-a dat. Cabana 1. Am dat focile jos. Aici. Încercăm să ajungem în șeaua creatorii. Să ajungem cu ăștia. Babele! Babele acolo, stația de cabină. Schiem cu doar o trebuie. Până în palea ia lămâță. Cătă Corina? Cătă-n coborea? We'll be right back.
Cu fir am luat-o, Valea Lumiței. Snapening. Ce frumos e. Am terminat la ora 8:10. Fac peștele.